cele spuse mai înainte, întotdeauna au arătat cu degetul către noi, către PNL, susținând că această coaliție care funcționează la nivel central mai bine decât în plan local. E bine că e și așa. Dar nu poți să acuzi partenerii de coaliție pentru ceea ce de fapt promovezi tu de fiecare dată. Suntem în ultima zi de plată a unor sume, așa cum a spus domnul senator Pandea. Astăzi e ultima zi de plată, deși acea sumă suplimentară de 2 milioane de lei se cunoștea din urmă cu 3-4 zile, că este colectată și urma să fie distribuită către toate OAT-urile județului, repet, către toate OAT-urile județului, așa cum spune și legea, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și a fost distribuită doar către 5-6 localități de sunt în ales. Atunci, cum poți să ne acuzi pe noi că această coaliție nu cumva problema e în partea cealaltă? Și eu vă spun categoric că da. Este la domnul Vasile Iliuță, care are impresia că, fiind încă președinte de CJ, face doar ce îi trece prin cap la un moment dat și ne-a demonstrat și acum, pe final de an, cum s-a întâmplat și în urmă cu 2 ani, dacă vă aduceți aminte, și a fost nevoie să atacăm de 7 ori aceeași hotărâre de Consiliul Județean, în care, din păcate, toate primările PNL nu primeau niciun leu. Din fericire, justiția ne-a spus că da, avem dreptate la Curtea de Apel, vă duceți aminte, și urmare unei ședințe ad hoc la prefectură, la care a participat și domnul senator, împreună cu primarii PSD în principal, toată lumea a fost de acord că acești bani trebuie să plece către toate comunitățile locale din județul Călărași. Asta înseamnă să ajungi la susținerea comunității locale și să dezvolți județul. Acum noi ce facem? Reluăm același mecanism, dacă îmi permiteți, aceeași bulănie. Pentru că asta e o bulănie de 2 bani pe care o promovează domnul Iliuță. De ani de zile. Păi e vina la noi, la PNL? Credeți dumneavoastră că îmi face vreo plăcere deosebită să atac hotărârea de Consiliul Județean? A făcut memorii pe la conducerea Ministerului. Că nu știu câte sute de hotărâri de Consiliul Județean i-am atacat. Total fals, e o minciună ordinară. Am atacat doar acele hotărâri care nu puteau obține viza de legalitate. Și se poate vedea. Am transmis răspunsul la minister și probabil că nu ne-au aranjat și am văzut că de fapt minciuna era acolo și dreptatea era de partea noastră. Nu ne face nicio plăcere să atacăm aceste hotărâri de Consiliul Județean. Era foarte simplu ca cei doi lideri, măcar domnul Iliuță, care știa de 4 zile că s-au colectat aceste sume suplimentare, să dialogueze cu domnul Pandea, în așa fel încât o negociere care a avut loc în primăvara acestui an, când cea mai mare parte din sumele acestea de 600 pe venit, estimat atunci, fiind casa, au fost distribuite logic, ținând cont de niște criterii. Criteriul populației și pe baza solicitărilor OAT-urilor, pentru că toate OAT-urile din județul Călăraș au proiecte în derulare și au nevoie de cofinanțări. Adică nu sunt solicitări fantasmagorice, sunt realități ale comunităților pe care ei le conduc. Așa că îmi pare rău că trebuie să reluăm același mecanism. O să analizăm și o să vedem, din punctul nostru de vedere, într-un mod total aleatoriu și discriminatoriu, s-a promovat într-o hotărâre de Consiliul Județean pe care probabil o vom ataca. Adică nu probabil, cu siguranță va fi atacat. Păi ne invităm inclusiv pe domnul primar Joveanu, dacă este de acord să depună o memorie la domnul prefect, astfel încât să conteste această repartizare. Insist, miercuri a spus că are nevoie de niște bănuți acolo pentru localitatea dânsului. Eu mă gândesc că ar fi cazul ca aceste sume să fie împărțite în mod corect. Și m-aș fi bucurat totuși ca domnul președinte să înțeleagă că era mai bună repartizarea făcută de către finanțele județene, administrația de finanțe județene, decât împărțirea pe care a făcut-o dânsul, care nu reprezintă sub nicio formă o împărțire echitabilă. Scuze-mă. Completare binevenită. Nu am ce să spun, așteptăm întrebările de dacă poate domnul primar, cu siguranță ne va spune. Eu ca